Patriarhia Română este alături de victimele tragediei din Crevedia. Reprezentanții instituției au anunțat că vor acorda sprijin financiar familiilor cu victime și vor plăti integral costurile serviciilor funerare a celor doi soți decedați în urma accidentului. Patriarhia Română și-a anunțat solidaritatea față de victimele exploziilor din Crevedia. Reprezentanții instituției și-au exprimat regretul pentru evenimentele de sâmbătă seara, când 56 de persoane au fost rănite și două au decedat. În urma tragediei de la Crevedia, Patriarhia Română a anunțat că va acorda sprijin financiar familiilor cu victime ale accidentului. Fiecare familie va primi din partea instituției suma de 3.000 de lei. De asemenea, Arhiepiscopia Bucureștilor se oferă să susțină integral costurile legate de serviciile funerare. Este vorba despre cei doi soți care au murit în urma evenimentelor de sâmbătă. Ea a avut arsuri în proporție de 96%, iar el a făcut infarct când și-a văzut soția desfigurată. Alături de familiile victimelor este și Arhiepiscopia Târgoviștei, prin Departamentul Social Filantropic. Aceștia oferă ajutoare concrete. Reprezentanții instituției au adresat un frățesc eparhiilor ortodoxe românești din țările unde sunt transportate victimele în stare gravă. Aceștia îi roagă să doneze pentru a contribui la costurile suplimentare, cum ar fi transportul victimelor de la aeroporturi până la clinicile care îi preiau. De asemenea, ajutorul financiar poate fi acordat și pentru costurile de cazare a membrilor familiilor care i-au putut însoți pe acești grav răniți. Ne rugăm lui Dumnezeu să dăruiască grabnică însănătoșire celor ajunși pe patul de suferință din cauza acestei tragedii, să-i mângâie și să-i întărească pe cei apropiați, se mai arată în comunicatul emis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Relatează evenimentul zilei.ro.